Bună ziua, sunt Romeo și astăzi, în lecția 2 din legile hermeneutice, vom învăța despre universul mental. În Kybalion se spune că universul este mental. El este conținut în sufletul totului. Da? Spun că Dumnezeu este spirit. Însă, ce este acest spirit al lui Dumnezeu? Dacă ați ascultat și acele mici cursuri despre din arta terapiei psi, o să vedeți că ce este spiritul în noi oamenii. Dar la nivel de Dumnezeu, ce este Spiritul lui Dumnezeu? Este un suflet viu, o este o energie atât de mare și de puternică, net superioară a orice? Sau ce este acest Spirit al lui Dumnezeu? Când noi oamenii ne gândim la Dumnezeu, ar fi bine și indicat să scoatem din cunoașterea noastră partea cu materia. Pentru că Dumnezeu, în esența lui, nu este materie. Da? El este un spirit atot cuprinzător. O energie primordială. Totul. Da? Și atunci noi când spunem că Universul este mental, așa cum am zis la început. Atunci, acest univers este mental. Universul este Dumnezeu sau Universul face parte din Dumnezeu? Universul, așa cum îl știm noi, când ne uităm, de exemplu, seara pe cer, sunt miliarde și miliarde de stele. Acela este universul știut de noi, cu galaxii în galaxii, găuri negre, planete și așa mai departe. Dar dacă ne gândim la acest univers știut de noi, observăm că el este materie. Și atunci, dacă și universul știut de noi este materie, el este un Dumnezeu? Nu. El face parte din creația lui Dumnezeu. Deci el face parte din Dumnezeu. Atunci, Dumnezeu cum a creat acest univers? Cum a creat Dumnezeu acest nemărginit univers știut de noi? Sau alte universuri pe lângă al nostru pe care noi încă nu le știm? În ajutorul nostru vine principiul corespondenței, care spune în felul următor. Și cred că ați auzit și asta din Biblie. Ceea ce este sus este și jos. Ce înseamnă asta? Ce este sus este și jos vis-a-vis de creație. Și să pornim de la noi oamenii. Da? Cum creăm noi oamenii? În primul rând, noi oamenii creăm cu ajutorul materialelor din jurul nostru. Lemn, apă, pământ, fier și așa mai departe. Le combinăm și dăm naștere unei forme de materie. Da? Acum, gândindu-ne la Dumnezeu, Dumnezeu a avut acolo la el
aceste elemente pentru a crea? Nu. Ei, atunci, această formă de creație nu este propice sau nu este în Dumnezeu. O altă formă de creație a noastră, a oamenilor, este aceea de a co-crea, adică de a da naștere unor ființe asemănătoare nouă prin reproducere. Oare Dumnezeu se poate reproduce și multiplica ca noi? Cred că nu. Pentru că Dumnezeu este tot. Dumnezeu, toate ca o să spuneți, există principiul feminin și principiul masculin în Dumnezeu. Da, dar la nivelul lui, creația este total diferită de a noastră. Și atunci el a creat total diferit. O a treia formă de creație a omului este creația mentală, din minte. Cu mintea, noi oamenii putem crea fără să ne folosim de materie sau de anumite acțiuni fizice, da? Pentru a crea. Și atunci, întorcându-ne la legea corespondenței, dacă noi, oamenii, la nivelul nostru, putem crea realități și universuri cu mintea noastră, Dumnezeu poate crea și El asemeni nouă, mental. Aceasta este una din învățăturile lui Hermes, prin care Dumnezeu a creat totul la nivel mental. Dacă noi oameni, eu, dumneavoastră, putem crea realitatea de zi cu zi a vieții noastre în minte și ne putem crea universul, dacă stați un pic și vă gândiți la voi, fiecare persoană trăiește în universul creat de el și în realitatea creată de el și mintea lui. Trăim în 7 miliarde de realități. Fiecare. Da? Acum, voi este bine să rămâneți cu această idee că Dumnezeu este un spirit, El creează în spiritul său nemărginit universuri fără număr care pot duce sau care pot trăi, să le luăm așa, mii de secole sau miliarde de ani pământeni pentru noi, dar pentru Dumnezeu aceste miliarde de ani pot însemna o clipire. Doar gândind, voi puteți să căutați, de exemplu, în galaxia noastră, ce înseamnă timpul în galaxia noastră? Și o să observați că de la planetă la planetă, timpul este total diferit. Dincolo de limita minții noastre, începând de la, să spunem, cerul 8 încolo, unde nu mai există timp, nu mai există spațiu, totul doar este. Și atunci, noi putem să avem capacitatea de a sta în trei planuri.
Da? Și despre modalitatea de a crea cu ajut cu mentalul, o să discutăm într-o altă lecție. Dar acum. Deci noi oamenii putem sta în trei planuri. 1. Planul fizic, plan astral, plan mental. În planul fizic, noi suntem limitați în spațiu și timp. În planul astral, suntem limitați doar de spațiu, iar în planul mental, nu mai suntem limitați de nimic. Pentru că acolo nu mai există nici spațiu, nici timp. S-a înțeles, da? Orice lucru făcut în planul fizic își are cauza și originea în lumea ideilor. Prin gândire și conștiință spirituală. Și totul se reflectă sus, după care coboară jos. Și din această cauză, ce este sus este și jos. Da? Bun. Atât pentru astăzi, atât despre lecția cu planul mental. Acum un exercițiu prin care să învățați, să aveți control asupra gândurilor voastre. Este un exercițiu simplu, nu este complicat, este bine să fie făcut 7 zile concomitent pentru a avea rezultate optime. Da? Și acest exercițiu se referă la supravegherea și urmărirea conștientă a gândurilor. Da? Bun. În ce constă exercițiul și cum trebuie făcut el? Deci, vă așezați comod într-un scaun sau vă culcați în pat pe o canapea, deci să stați lejer. Vă relaxați corpul, închideți ochii și începeți să urmăriți la început cam 5 minute șirul tuturor gândurilor pe care de asemenea încercați să le rețineți. Deci începeți de la 5 minute pe zi și vom ajunge la 10 minute. Urcăm câte un minut pe zi. Deci în prima zi, 5 minute, calmi, liniștiți, relaxați, închidem ochii și începem să ne urmărim gândurile care ne apar în minte. Le reținem pe toate, obligatoriu. O să observați că o să apară tot felul de gânduri ce țin de viața de zi cu zi, frici, gânduri de ce ai de făcut acasă, la servici și așa mai departe. Le reții pe toate. Da? Pentru unele persoane va fi mai greu, pentru altele va fi mai ușor. Dar important ca zilnic, timp de 7 zile, să faci acest exercițiu. Nu este voie să pierzi șirul gândurilor. Să nu uiți niciunul. Și să le observi din afară, ca și cum te-ai uita pe un ecran, pe toate, la rând, și să le reții. Nu este voie să adormi. Posibil să apară și această senzație de somn. Dacă îți vine somnul, sfatul meu este să te oprești și reiei exercițiul când ești odihnit. Da? Deci în asta constă exercițiul.
A doua zi, de la 5 minute faci 6, după 7 minute, până ajungi la 10 minute. Deci timp de 7 zile zilnic, dimineața și seara. În felul acesta, începi să ai control asupra gândurilor tale. Nu trebuie să respiri într-un mod anume, pur și simplu ai o respirație corectă, inspiri și expiri. Și te focusezi pe gândurile tale. Da? Acesta este primul exercițiu. O să mai urmeze și alte exerciții în lecțiile viitoare, dar acum important este să-l practicați pe acesta 7 zile, pentru că o să observați ce modificări importante poate avea la nivelul mentalului vostru. Acest curs, această lecție va fi disponibilă pe Facebook 24 de ore și pe site-ul romeobotezatu.ro, acolo în secțiunea Legile Succesului, încă 48 de ore, după care va fi parolată. Cine dorește să achiziționeze acest curs și să îl reia, să-l poată vedea atâta timp cât dorește, nelimitat pe viață, îl poate cumpăra la prețul de 160 de lei, de roni. Și el poate fi cumpărat în două metode, fie prin cu cardul, prin sistemul Eu Plătesc, este un sistem securizat și foarte bun, sau prin cont bancar. Succes la exerciții și la conștientizarea lecției de astăzi.